Vilegiatura la Dargiling, 11 mai. Toate drumurile în Dargiling duc la Grădina Botanică. Aceasta e o porțiune îngrădită cu câteva specii veștede, bănci și o seră sărăcăcioasă în care se găsesc, printre altele, mușcate. În general, grădinile botanice îmi repugnă mai mult chiar decât un ierbar. Ierbarul e un instrument de lucru, o piesă de laborator, un obiect destul de științific, conservat ca să mai păstreze ceva din trufașa naivitate vegetală. Dar o grădină botanică, numai un viac stupid ca al XIX-lea, cu rădăcinile în viacul emancipărilor, alimentat de superstiții și de o mitologie timorată, putea concepe astfel de monstruozități. Grădina în sine nu e monstruoasă. Micile ei păcate decorative nu provoacă și nu justifică revolta. Ceea ce e barbar e semnificația grădinii botanice. E ideea ce și-o fac modernii despre ea, e valorificarea plantei prin botanică, adică prin știință. Iar cum obiectele ne ating nu prin sine, ci prin semnificațiile lor, iată de ce o asemenea grădină îmi repugnă. Ca să mă exprim grosolan, o serie de gânduri ce nu-și au loc aici. Mă supără atitudinea ce se întâlnește și în alte manifestări moderne de a reconstitui natura. Contact direct cu natura. Așadar, putere de a o plăsmui nu are decât Dumnezeu care a creat-o și nu au decât animalele care sunt parte din însăși natura. Omul aparține unui regn divers. De altfel, aici grădina botanică nu e nici frumoasă, nici maestoasă. O simplu colț din imensul parc ce străbate gelingul coborând colaborând în valea cu scări de piatră. Așezat pe coline, pe teras, terase săpate în munte, dar gelingul te silește să faci excursii ca să cumperi jurnale, chibrituri sau fructe. Numele său înseamnă orașul trăsnetului, dar eu l-aș numi ca și pe Bangalore din sudul Indiei, orașul grădinilor cu excepția pieței și cazărmilor, peste tot inundă florile. Macul crește aici în și sângeriu, alături de flori necunoscute mie, cu frunze crestate, portocalii, cu parfumul tare al buchetului asiatic. Negura crestelor coboară atât de des încât a ajuns familiară și supărătoare ca fumul. Când acoperă dargelingul, Vizitatorii se retrag pe terasele vilelor sau hotelurilor. E imprudentă orice aventură pe străzile pietruite și accidentate. Străzi ce coboară și urcă asemenea scărilor unei clădiri barbare. Negura și ploaia au dat naștere unui obiect ciudat. Oamenii nu-și părăsesc locuințele fără trenchcoat, umbrelă și ochelari de soare. Dacă la hotel e senin, jos în târg sau pe terenul sportiv, e negură. Iar până să parcurgi distanța, se întâmplă să plouă de două ori. Cei care suferă mai serios sunt jucătorii de tenis, Silit să-și întrerupă partidele, să strângă plasa, așteptând, revenind, plestemând. Spectacol grotesc și reconfortant pentru un misantrop. Bărbați cu umbrele și cu pelerine de ploaie. Umbrelele sunt englezești, mari, negre și imposibile. 12 mai. Târgul de duminică. Pentru un iubitor al tipurilor și curiozităților Asiei Centrale, târgul e un început și o ispită. De cu noapte se ridică corturi și barăci. Majoritatea negustorilor sunt butanezi și sikhimezi sau indieni veniți din Bengal. În duminica aceasta n-am recunoscut decât un târgovez din Assam. Se întâlnesc cumpărători și vânzători Lepcea, Paharia, Casmirien, Limbu. Butanezii și sikhimezii vând legume, mălai, veșminte, sare și fructe. Mai exact, femeile butaneze și sichimeze sunt acelea care vând. Încă nu le pot distinge prea bine. Dar cele din butan au o frumusețe ciudată. Ovalul feței se îngustează neverosimil spre bărbie, înfățișând linia seducătoare a figurinelor japoneze și a păpușilor de porțelan. Ochii strălucesc viu în orbite înguste, deosebind lesne, pe asemenea femei, de indienele cu privirile languroase ale ochilor de bou. Epitetul e o laudă poetică de mare preț și e surprinzător de just. Iubesc Asia cu cât mă apropii de centru. Prefer Raiputana, Putana, Hiderabadului și Cașmirul Bengalului. Femeile din vecinătatea Himalaie capătă proporțiile minore ale mediteranienilor. Mișcările sunt mai uți. Costumul nu e frumos, dar are un aer indescriptibil, amplificat de brățările de aur greu, de bijuteriile cu lucrătură fină, de cercei mari cât o farfurie, de aripioarele aurite fixate pe nări. Când o femeie râde... Al dinților sub aurul podoabelor îți dă o senzație ciudată, parcă ar fi răsărit deodată un idol. Cu cât privesc mai mult statuile și imaginile icomice asiatice, cu atât podoabele și veșmintele feminine îmi apar mai puțin grotești, mai intime. E un adevăr banal faptul că englezii vor să se simtă în orice ținut sau climă sară, afla at home. Mă întreb dacă splinul acestor insulari colintând globul după senzații inedite nu e într-un anumit sens o legendă. În orice caz, englezii care rămân mai mult timp în locurile sălbatice nu cruță niciun efort ca să-și metamorfozeze habitatul într-un colț din Anglia. Dargilingul e reședința vară a Guvernatorului Indiei. Aceasta spune mult, sunt terenuri pentru tenis, săl de dans, cinematograf. Dacă n-ar fi personalul de servici în costum indigen, hotelele ar părea europene, adică tot atât de hidoase ca și în Europa. Civilizații cu sensibilitatea opacă simbolului și ritmului lăuntric proiectat în mediu se simt bine în Himalaya. Poate nu sunt singurul care am suferit de barbaria Darjilingul. Darjilingul totuși nu e mai puțin fermecător și are o mare calitate. În jumătate de ceas cap de el te afunzi în junglă. De altfel, e semnificativ faptul că n-am cunoscut, nici n-am auzit până acum de vreun vilegiaturist care a vizitat Sikimul sau nădăjdește să-l străbată. Și totuși atât de aproape. Și drumurile, după câte știu, nu sunt tocmai, tocmai înspăimântătoare. N-am fost încă la inevitabilele garden partii pe care familia și intimii guvernatorului le realizează săptămânal în scop de binefacere. Darjeelingul sărbătorește zilele acestea 100 de ani de la descoperirea sa. Vizitatorii sunt puzderie, mai toți frecventează centrul odios ca toate centrele confecționate. Vilegiatura la Darjeeling oferă pentru europeni două avantaje, aceea de a fi în vilegiatură și de a fi la Darjeeling. A spune că ai petrecut o lună în orașul Trăsnetului echivalează cu un adevărat titlu. E ceva mai mult decât ai spune la București că ai petrecut vara în Elveția. Am socotit întotdeauna Darjeelingul. Un punct de plecare prețios prin situația lui privilegiată, nu prin viața comodă și scumpă, aristocratică, ce o oferă. De fapt, el e privit drept limită, posedând toate superlativele în sine, fără altă posibilitate de depășire. De altfel, aceasta e adevărat pentru orice stațiune de vilegiatură, civilizația unifică. Nu repugnă Europa, Superbă și nemuritoare, realitate, ci prozelitismul stupid al europenilor. Tot astfel, Asia e suspectă și nesuferită în Europa, nu prin substanța ei, ci prin propaganda pseudomistagogilor. Cunosc o duzină de turiști. Amestec surâzător de obișnuiți ai hotelurilor cosmopolite și de familii de fermieri modești care înghit stingheriți și timizi. O bună parte sunt cultivatori de ceai din ținutul Darcilingului, îmbogățiți prin scăderea ceaiului sengalez. Nu se simt bine decât când pornesc pe cai spre Tiger Hill. Îi recunosc lesne cu pălăriile lor mari, cu Biciușcă, Lungă și pipa. Reconfortant în spectacol alături de grupurile călăreților de lux, țepeni și emoționați, străbătând de trei ori dargilingul în mare ținută înainte de a porni spre coline. Caii sunt mărunți și senini, purtând copii în șa, cu balcon sau baloturi uriașe. Urcă fără să răsufle și, de câte ori poteca se îngustează, Dios e prudent să închizi ochii și să te lași în voia animalului cu instinctul sigur și cu pasul precis. Mă împrietenesc cu doctorul D, inspectorul sanatoriului și cu un tibetan bătrân care a întovărășit pe Sir Jagadis Bos în toate expedițiile botanice în Himalaya. Tibetanul viețuiește în Darjeeling de 25 de ani și a slujit pe comisarul expediției engleze în Tibet din 1904. Știe multe, dar povestește puțin. Poartă ochelar modern și vorbește toate dialectele Indiei de Nord. Noaptea trecută, câștigat de atenția și țigările mele, mi-a povestit cum au fost zdrobite regimentele tibetane în 1904, în coasta unor munți cu izvoare calde. Un tibetan fanatic a ucis pe aghiotantul comandantului expediției. Calul generalului fu de asemenea ucis. Atunci englezii au deschis focul. Tibetanii coborau în pâlcuri decimați. Au început să fugă și dacă focul ar fi continuat, ar fi fost vânați până la unul. După aceasta a urmat cunoscuta conferință dintre China, Anglia și Tibet la Simla și s-a stabilit postul englez permanent de protecție la Lhasa. 13 mai E adevărat, dar Cilingul e orașul trăsnetelor. Noaptea aceasta m-am convins. Era atât de frig încât tremuram sub două pături de lână. Apa de spălat trebuia încălzită. Ceaiul înghețan în pahar. Singura mea bucurie era faptul că nu am plecat la Kalimpong. Noaptea aș fi petrecut-o într-un bungalow ud și infometat. Nu regret spectacolul munților fulgerați. Orice drum mai lung în Himalaya cuprinde inevitabil și o după-amiază sau o noapte de trăsnete încep să mă gândesc tot mai mult la Kinchin Janga.